După ce manifestările dedicate zilelor orașului Piatra Neamț au debutat ieri 23 iunie cu o slujbă religioasă pe platoul de la Curtea Domnească, la care a participat și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, slujbă urmată de o procesiune bine primită de pietreni, astăzi municipalitatea propune o zi cu manifestări diverse. De la ora 17 în parcul central al orașului sunt organizate ateliere de meșteșuguri și împletit coronițe de sânziene. La aceeași oră va fi reînviată tradiția fanfarei care cântă în zilele de sărbătoare cu participarea Academiei Naționale de Muzică Gheorghe Dima. Va urma gala generațiilor unde cuplurile care au împlinit 50 de ani de căsătorie vor fi premiate, la fel și elevii cu rezultate deosebite la olimpiade împreună cu profesorii coordonatori o lansare de CD a grupului Sun Zienele și un concert al Laulei Lavric, care va începe de la ora 21 .30 de minute, vor încheia manifestările zilei. Actuala conducere a municipiului Piatra Neamț dă semne că încearcă să repare câteva dintre oribilitățile administrative moștenite din trecutul apropiat. În 2016, mesagerul de neam semna la starea de degradare avansată a unei așa zise investiții din punctul Belvedere de pe Cozla. Era vorba de aproximativ 175.000 de euro cheltuiți pe ceea ce se vede. În ședința ordinară din această lună, primăria propune consilierilor alocarea sumei de 215.753 de lei pentru re reamenajarea acestui punct de observație, adică în jur de 40.000 de euro. Poate de această dată va fi cu noroc. Conducerea Parcului Natural Vânător Neamț ne-a pus la dispoziție o filmare făcută ieri, 23 iunie, în care se observă un pui de zimbru fătat de câteva zile. Domnul Sebastian Cătănoiu, directorul administrației parcului, a precizat că surpriza a fost mare la vederea noului membru din familia zimbrilor, dar că pe 9 iunie a obținut o fotografie cu alți doi pui de zimbru în zona schitului Pocrov. În momentul de față, în pădurile din zona ținutului zimbrului există șase zimbri în semi-libertate, 6 în grădina zoologică Dragoș Vodă din Bunător și aproximativ 60 în libertate.